Tinerii stimulați să aibă un stil de viață sănătos. Asociația Chrysopom for Education a derulat în perioada 5 august-28 septembrie proiectul intitulat Sport, Mâncare, Sănătate, ce are ca scop realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la dezvoltarea educațională și sportivă a tinerilor cu obiceiuri de dietă nesănătoasă, a celor cu un stil de viață care nu include activități sportive, prin dezvoltarea conceptului sport, un stil de viață. Elevii de la Școala Generală numărul 15 au beneficiat de programul inedit. Proiectul Sport, Mâncare, Sănătate și-a propus introducerea unui concept de viață sănătos prin îmbinarea celor două elemente, sportul și alimentația sănătoasă, pentru un grup de 50 de tineri. Astfel, pe parcursul a două luni au fost realizate acțiuni pentru conștientizarea importanței modificării stilului de viață sedentar. Proiectul este în concordanță cu strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, în direcția de acțiune a domeniului sănătate, sport și recreere și este finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți în cadrul concursului local de proiecte pentru tineret 2019.